George, descalificat de la Survivor All Stars. Daniel Pavel l-a dat afară fără a sta pe gânduri. Show-ul Survivor All Stars este presărat cu multe momente palpitante, de la eliminări neașteptate până la o serie de descalificări. De această dată, George este personajul principal. Cântărețul a părăsit Republica Dominicană. Producătorii de la Pro TV au decis să-l trimită acasă, iar Daniel Pavel a făcut anunțul în consiliul tribal. Istoria s-a repetat pentru George. Asta după ce, în sezonul trecut, a fost descalificat în urma unei accidentări grave la genunchi. Atunci, el s-a dezechilibrat de pe o structură de lemn la înălțime și a căzut pe nisip. Așa cum s-a întâmplat și anul trecut, cântărețul se confruntă cu probleme grave de sănătate astfel că în ediția difuzată joi seara, 7 martie, la Pro TV, concurentul va părăsește show Survivor all Stars. Daniel Pavel a anunțat descalificarea lui George la Survivor All Stars. În episodul cu numărul 24, difuzat joi seara, 7 martie, la Pro TV, George este descalificat de la Survivor All Stars. Chiar la începutul Consiliului de Nominalizare, Domnul Dan a anunțat eliminarea cântărețului. La fel ca în sezonul trecut, acesta părăsește show-ul din motive medicale. George, toate drumurile și traseele tale în Survivor România au însemnat, înseamnă și vor însemna enorm. Însă a mai avut loc un traseu, cel al documentelor tale medicale, cel al analizelor tale. Și, George, având în vedere toate aceste analize, acum și aici, în acest Consiliu Tribal, Survivor România All Stars se încheie pentru tine. Pe considerente medicale, este anunțul lui Daniel Pavel. Atunci când a auzit anunțul făcut de prezentatorul emisiunii, George și-a dat ochii peste cap de câteva ori și a acceptat decizia. Cântărețul spera ca de această dată să părăsească altfel competiția. însă, descalificarea a venit la fel ca data trecută, în urma unei accidentări. Simțeam că ceva nu este ok. Azi noapte nu am putut să dorm din cauza genunchiului. În acest moment, un ochi râde, altul plânge. Jumătate din sufletul meu plânge, pentru că nu așa mă așteptam să plec de la Survivor. A doua oară. Tot după o accidentare. Mi se pare că universul îmi zice, bă, băiatule, du-te acasă, că ești bătrân, a spus George înainte de a părăsi competiția. Istoria se repetă pentru George, sunt foarte frustrat. George a început să acuze grave probleme de sănătate în ediția cu numărul 10, difuzată în data de 6 februarie 2024, motiv pentru care și-a implorat colegii să cheme asistența medicală. Prin aceeași situație a trecut și anul trecut. Atunci, el chiar a fost transportat cu ambulanța la spitalul din Republica Dominicană, iar medicii au decis să-l trimit acasă pentru a se putea recupera complet. La vremea respectivă, eliminarea i-a adus frustrare și lacrimi. Sunt foarte frustrat. Eu chiar mi-am dorit să fiu aici. Frustrarea cea mai mare este că m-am accidentat într-un moment în care universul m-a avertizat în acea dimineață. Mi-a spus că o să-mi rup un deget. Dar sunt fericit. Îmi bate inima acum ca la un maraton. În același timp vreau să vă spun cu mâna pe inimă că am învățat enorm de multe la Survivor. Aș vrea să las deoparte frustrarea și să spun cu inima deschisă că mă simt un om mult mai bogat. De la fiecare în parte am învățat câte ceva, a spus George, sezonul trecut, în Consiliul de eliminare.